mei, bună seara, dragile mele, bine v-am regăsit pe canalul Laura Scom. Mă bucur să ne revedem și în această seară, pentru că am să vă transmit câteva mesaje importante din partea unei persoane care v-au făcut să suferiți la un moment dat. Este o etalare generală, colectivă, care se adresează în egală măsură și domnilor de această dată, așa că dacă doriți să participați, vă invit să vă alăturați la această discuție pentru a afla cât mai multe amănunte, dar nu înainte de a vă gândi la o anumită persoană, ai rostit numele în gând și a vă gândi puțin, a vizualiza puțin situația în care vă aflați în momentul de față. Este o persoană care, la un anumit moment al vieții voastre, v-a făcut să suferiți. Fie că a plecat din relație, fie că v-a blocat, fie că v-ați despărțit din diverse motive sau că relația s-ar fi răcit. Ideea este că sunt momente foarte importante de schimbare în această lună noiembrie și sunt șanse foarte, foarte mari ca o anumită persoană la care vă gândiți să vă transmită ceva, un mesaj. Energia generală a acestei etalări spune cam așa, arde de nerăbdare, de dorință. Această cutie a Pandorei este deschisă. Odată ce a început să se gândească intens la voi, nu a mai putut să gestioneze această emoție, această revenire. Ce ar vrea să vă transmită? Probabil greșeala pe care a făcut-o din cauza faptului că în momentul în care a plecat, a blocat sau relația a devenit o relație de la iubit, s-a transformat așa într-o relație de inamici, de adversari, a fost foarte rău sfătuit sau sfătuită. Oarecum a fost influențată de, așa ziși prieteni, influențe negative, pentru că a jucat cum a vrut, cum au vrut alte persoane, fie chiar din familia, din familia sa. O adevărată marionetă, dacă vreți, nu vorbesc în sensul peiorativ, ci un soi de păpușă pe ațe care a cântat, care a dansat cum, după muzica altor persoane. Însă acum văd, simt că persoana respectivă își dorește foarte, foarte tare să vă întâlnească și probabil să vă povestească despre trecutul său și despre faptul că vina nu îi aparține în totalitate. Vorbim despre balanță, despre scorpion, săgetător, capricor, taur, berbec, fecioară și gemeni în foarte mare parte. Aceste etalări sunt semne zodiacale predominante. Ca vârste, în jurul vârstelor de 48-49, mai mult sau mai puțin, persoane cu părul închis sau roșcat, ochii închiși la culoare. O persoană, cred, care în momentul de față vă dorește sau dorește să vă comunice ceva. Ce ar dori să vă comunice? În primul rând, ar dori să vă comunice că nu se simte deloc bine într-o relație triunghiulară, această fiind în foarte multe cazuri, fiind în momentul de față, probabil într-o altă relație, să spunem așa. Acum, dacă este de căsătorie sau nu, asta rămâne de văzut, este o greutate care apasă acum pe umeri, o greutate în posibil să fie vorba chiar de un șantaj emoțional, să știți, din partea fiicei sale, dacă este bărbat, în orice caz este vorba despre o persoană, energie feminină tinerică, mai tinerică, poate să fie și cea de-a treia persoană, cu o diferență de vârstă între el și ea, însă clar este, avem și leu aici, clar este o responsabilitate pe care consideră că o are de dus. Eu zic că este vorba despre o, nu știu, ori are o fetiță în jur de 13, 14, 15 în sus ani, care îl manipulează și cumva cred că este vorba despre un șantaj emoțional. O persoană mândră, o persoană foarte ranchinoasă, vanitoasă, o persoană care nu-și lasă tatăl, nu știu dacă neapărat să fie fericit, dacă sunt singuri, separați, divorțați sau
nu are pe nimeni de frică că acele avantaje, beneficii materiale vor dispărea. O greutate are pe cap această persoană, o greutate care nu-i dă pace și care l-a țintuit tot timpul în loc. Este o persoană care în momentul de față parcă se sufocă, să știți, se efectiv încearcă să evadeze, încearcă să găsească drumul spre voi. 50 până la 61 de ani, fetița s-ar putea să aibă în jur de 9-16 ani. Deci de la 9, acestea cam sunt vârstele cuprinse. Posibil ca semn distinctiv un tatuaj aici pe umăr sau posibil pe unul din numeri, să spunem așa, sau un semn distinctiv sau o pată din naștere sau, nu știu, poate să fie chiar acel vaccin care se vede mult mai mai mult. Persoana aceasta își dorește foarte tare să vă dea un mesaj, un mesaj care l-ar salva din această bold în care s-a, glob de cristal în care s-a auto-închis, un soi de zonă aparent de confort. Își dorește, vedeți, să vă ofere acest mesaj. Este ca și cum ar spune acestui porumbel, du-te și spune-i persoanei mele următorul mesaj. Dorește foarte, foarte mult să vă să ieșiți în primul rând din această izolare. Probabil v-ați desfărțit, să spunem așa, într-un timp friguros sau v-ați întâlnit atunci. Este vorba despre un anume timp friguros. Poate să fie între iarnă, primăvară, primăvară, vară, să spunem așa, sau toamnă, iarnă, vară, de fapt, vară, toamnă, târzie. Să zicem așa, momentul în care voi v-ați izolat, v-ați despărțit, însă cred că ușor, ușor norii grei se vor risipi, pentru că vedeți acest curcubeu cumva apare, acest curcubeu, această speranță, încă relația aceasta are speranță. În luna august acestui an, persoana la care voi vă gândiți în momentul de față, posibil să fi trecut printr-o situație destul de critică, un moment decisiv al vieții sale. Din acel moment, probabil că lucrurile au luat o întorsătură în viața lui, în viața ei, lucrurile s-au întâmplat spontan, ori a pierdut pe cineva drag, ori este vorba despre niște situații de viață și de moarte, nu vorbim de cum să vă zic, hai să spunem situații limită, de exemplu, ce l-a determinat să reconsidere întreaga viață și întreaga, poate situații medicale. În momentele acestea de panică, să spunem, sau de momente limită, oamenii se pot schimba la 180 de grade și parcă nimic în momentul de față nu mai contează. Avantaje materiale, sacrificiul pentru alte persoane, etc., ci, în primul rând, ceea ce își dorește de la viață, s-ar putea să creadă în momentul de față că este rândul lui la fericire, conștientizând că nu a făcut bine, că nu v-a făcut bine, că n-a făcut bine aceste relații și cu atât mai mult v-a făcut să suferiți. Probabil că lovitura pe care a primit-o în foarte multe cazuri ar fi putut să o primească în luna august sau într-o lună de vară acestui an, dintr-o dată, spontan, nebănuit, surprinzător, l-a determinat acel moment decisiv, culminant, să își schimbe întreaga viziune vis-a-vis de fericire, de viață și de sănătate. Cred că este posibil să fie vorba despre un bărbat chiar chel sau cu părul aici fără păr și doar în părți un pic. Poate să fie chiar, mă rog, după, v-am zis, 50-61 chiar. Ochii negri, mi se pare extrem de supărat, cu colțurile gurii în jos, cu ochii parcă căzuți, avem și un 4, avem un 7. Și există și posibilitatea să aibă un semn în jurul ochiului, o intervenție chirurgicală, de exemplu să ai o problemă cu un ochi, să nu aibă un ochi, să nu mai vadă cu un ochi. Să aibă o cicatrice, de exemplu, în jurul ochiului suferită în urma unei intervenții chirurgicale, de exemplu, sau poate să aibă acele pungi la ochi.
Asta denotă faptul că este o persoană extrem de extenuată fizic, mental și emoțional. Gândul îi zboară în momentul de față doar la voi și la a ieși din această rutină, din această stare. Este o relație la distanță. Până la urmă, nici nu mai contează dacă emoțional persoana aceasta încearcă cumva să vă deblocheze, să vă dea un mesaj și chiar vreau să știu ce anume v-ar spune. Bineînțeles, în afară de faptul că îi pare extrem de rău că a fost folosit sau folosită ca un soi de păpușă, de marionetă. Au tras foarte mulți de această persoană, mai ales dacă vorbim de acele șantaje emoționale din partea apropiaților, din partea copiilor, copilei, cum spuneam, în cazul în care are un copil. Are legătură cu această cu acest domeniu al banilor, să spunem așa, din cauza banilor, lucrurile nu au mai mers în viața lui, șantaj emoțional care are legătură cu această parte, banii. O persoană care, în sfârșit, până la urmă nici nu mai contează că era foarte focusată pe carieră, foarte focusată pe anumite lucruri. Însă uite că a venit acest moment în care a realizat că banii nu aduc fericirea. Atent la statut social, la statut material, la o reputație, la faimă. Îi plăcea probabil să se expună foarte mult și acestea sunt niște confesiuni pe care s-ar putea să vi le facă. Acelea că pentru el sau pentru ea au contat foarte mult cum dă în fața lumii, în fața celor din jur, în fața celor influențe. A fost extrem de ancorat în această societate în care primează mondenitatea, să zic așa, să apară foarte bine, să dea bine, știți cum zice, să dea bine pe sticlă. Doar că uite că lucrurile nu sunt chiar așa cum par. Haideți să vedem ce v-ar transmite în momentul de față. Amândoi știm și în momentul de față că s-ar putea să nu fiu persoana cea mai bună în momentul de față pentru tine. Deci în prezent știu lucrul acesta, conștientizez că nu sunt persoana cea mai bună pentru tine, că am făcut o grămadă de greșeli, că am greșit vis-a-vis de tine, că te-am pus într-o lumină nefavorabilă. M-am întrebat întotdeauna, inclusiv de când ne-am despărțit, dacă ești fericită fără mine sau eu, dacă rămâneam împreună, aș fi putut să te fac fericită în adevăratul sens al cuvântului. Ai fi fost fericită cu mine știind așa, știind cum eram. De asemenea, știu cu siguranță că am produs acest haos, că am distrus totul. Este vina mea că am distrus această relație. Viața mea nu este așa cum pare, fiind împreună cu altcineva, nu este ceea ce pare, că-s fericit sau fericită, că toate lucrurile sunt roz, deci nu sunt lucrurile așa cum par. Aș vrea din nou să simt ceea ce am simțit cu tine la început, părțile acelea de început, chiar dacă nu sunt foarte disponibil în momentul de față, din cauza, spuneam, acelui șantaj emoțional. Îmi doresc foarte tare să îmi retrag cuvintele. Dacă aș putea să-mi retrag cuvintele, probabil că v-a spus și anumite lucruri care v-au durut, agresiuni verbale, reproșuri sau pur și simplu tot ceea ce a spus despre voi. Am întrecut orice limită în ceea ce te privește și acest lucru, îl conștientizez. Posibil ca să nu ne fi sincronizat sau nu eram oamenii potriviți la locul potrivit atunci și chiar m-am pierdut pe parcurs puțin, n-am mai știut ce vreau, am simțit alte chemări, alte lucruri și am plecat neștiind că îți fac atât de rău. Câteodată chiar stau treaz sau visez cu ochii deschiși gândindu-mă la tine, însă simt că mă lași în urmă. Însă
Știu exact știu exact ce trebuie să fac. Vreau să fim mai mult decât prieteni. Îmi pare rău că te-am mințit, dar nu mă pot opri să nu mă gândesc la tine. Ok, acestea sunt mesajele pe care urmează să vi le spună. Haideți să vedem până la urmă care sunt șansele ca voi doi să fiți împreună. O să extrag din acest pachet de cărți de oracol trei cărți. Imediat am să vă și spun. Ei, micul Paris sau marele Paris? S-ar putea să fie vorba despre persoane care locuiesc în Paris, bineînțeles, sau persoane care locuiesc la o distanță considerabilă una față de cealaltă. Vorbim despre alte țări, de exemplu, alte orașe. Dar ceea ce vreau să vă spun este că există posibilitatea ca relația voastră să supraviețuiască în ciuda acestor disensiuni. Este o persoană care își dorește să nu-i tăiați aripile, își dorește să călătorească către voi sau să diminueze distanța dintre voi în trei puncte. 3 zile, 3 săptămâni maxim, 3 luni. Ceea ce pot să vă spun este că, așa, ca energie, nu mai contează în momentul de față banii, nu mai contează lucrurile materiale, business-ul pe care îl are. Sigur că sunt și alte persoane care se pot ocupa de afacerile sale, de responsabilitățile sale și vrea să profite de absolut tot timpul. Până la urmă, ce ne rămâne, pentru că timpul nu este un prieten pentru nimeni, să se ocupe și de partea aceasta sufletească, de partea spirituală, de partea sufletească și chiar și-a făcut un scop în a face absolut tot ce îi face plăcere sufletului său. Este ca un soi de misiune, aceea de a face ca relația voastră să supraviețuiască. Chiar dacă va fi o evoluție probabil destul de anevoioasă sau ușoa, încet, încet, lentă, să spunem așa, că nu o să fie totul lapte și miere din prima, o să fie parcurs și câțiva pași, baby steps, așa, dar lucrurile, știți cum, pași mici, dar siguri. Probabil că este în progres toată această întâlnire, cumva se întâmplă deja, fără ca voi să știți, această dorință, această revenire a acestei persoane. Își dorește foarte tare să mergeți înainte, să povestiți despre timpul frumos petrecut în prima parte a relației voastre. Adică să vă amintiți de lucrurile frumoase din relație, să scoateți la lumină și lucrurile frumoase, căci a fost și frumos în această relație, nu a fost doar urât. Și există posibilitatea chiar să vă propună niște proiecte, niște relații, să spunem o relație pe termen lung. Își dorește să reclădească această relație și asta este decizia pe care probabil o să vă comunice, pentru că pentru voi s-ar putea să renunțe la absolut tot, la, inclusiv la cele șantaje emoționale pentru a fi cu voi, pentru că vrea să construiască. Vrea să construiască, renunțând la absolut tot ce îl ține în loc sau ce o ține în loc și vrea să vă câștige, să vă recâștige încrederea. Este determinat, din ce în ce mai mult determinată, să vă recâștige încrederea. Posibil să vă și dedice anumite piese sau dacă aveți voi o melodie așa, melodiuță împreună, cu siguranță o ascultă acum mai mult decât niciodată. Inclusiv, cred că vă și dedică pe rețelele de socializare, o melodie pe care doar voi doi probabil știați și cred că acesta este primul pas pe care, mic, așa, dar sigur, pe care îl face. Probabil că încearcă să vă atragă atenția cu tot soiul de lucruri mărunte, dar care constituie detalii, să spunem așa, importante. Dacă vă spune ceva acest mesaj suplimentar, posibil să lucreze într-un corporate, companie multinațională, să spunem așa, însă într-o poziție instabilă, adică nu este ceva pe termen lung, poate să, mă rog, fără doar și poate să plece de la muncă și chiar probabil că va face o mișcare importantă în acest sens, să-și părăsească postul pe care îl are, să își dea demisia sau să aleagă un alt post în țara voastră.
și chiar vrea să schimbe ceva în viața asta pentru termen, pe termen lung. Energia acestei persoane, energia, folosesc acest pachet de cărți, că vreau să intru așa până în, în adâncul sufletului său, evident, acolo până unde ni se permite. Bineînțeles, nu putem să intrăm în liberul arbitru la acestei persoane, ci doar mă refer la ceea ce trebuie să știți, ceea ce ar fi bine să știți voi despre energia cea mai profundă a acestui bărbat sau acestei femei. Rostiți încă o dată numele în gând de 3 ori și haideți să vedem care este energia acestui bărbat sau, da, king, acestui regele vieții voastre, nu? Persoana aceasta vă comunică în felul următor. Ai scos din mine ceea ce era mai frumos. Nu, ai scos la iveală tot ceea ce este mai frumos. De asta cred că și discuția voastră merge în zona aceea. Hai să nu vorbim de partea urâțică a lucrurilor, ci să ne dăm seama că totuși a fost frumos în relația aceasta. Adică nu sunt numai părți negative. L-ați făcut și recunoaște și conștientizează și posibil să vă facă chiar o declarație în acest sens că l-ați făcut... L-ați făcut să se simtă ca un adevărat conducător, ca un adevărat rege, ca un adevărat lider. De aceea, aceasta s-ar putea să fie decizia totală, cea mai importantă decizie sau decizia, acea decizie extraordinară pentru a acționa cu pasiune și cu determinare în a vă atrage atenția. Voi ați fost, sunteți și veți rămâne persoana care a știut să scoată ceea ce este mai bun din el sau din ea. Am să închei această etalare rugându-vă să vă gândiți, eu știu, clar la situația aceasta dintre el și ea, persoana care probabil v-a pricinuit neajunsuri la un moment dat, din diverse motive, că a plecat din relație, că s-a răcit, că a blocat. Până la urmă, gândiți-vă dacă, nu știu, vreți să rămâneți împreună sau care sunt șansele să fiți împreună, rămâneți, nu rămâneți împreună, pentru că am un nou pachet de cărți de oracol. L-am primit astăzi și l-am și pus deja la treabă, se numește Da sau Nu. Cărți de oracol, da sau nu. Yes or No, Oracle Cards. Nu știu ce să vă zic despre acest pachet, de cine este, cum este, dar oricum ceea ce pot să vă spun este că la voi lucrurile se vor schimba extraordinar de rapid, spontan, surprinzător. Într-o seară există posibilitatea, seara, mai ales după, nu știu, ora 5-6, probabil în această iarnă, această ființă să vină către voi într-o zi în care plouă, o zi cu ploaie multă și parcă plânge, dar lacrimile nu-i se văd datorită lacrimilor ploii, datorită ploii care îi curge, picăturile de ploaie, datorită picăturilor de ploaie care îi curg pe față. Dar și bărbații sau și băieții plâng câteodată, nu? Și bărbații plâng câteodată. Ok, haideți să revenim. Ce vreau să vă spun? S-ar putea să lucreze într-o bancă, s-ar putea să lucreze într-o instituție publică cu geamuri foarte lungi, lifturi din acestea afară, exterioare, magazine cu geamuri foarte lungi, așa. Nu știu cum să vă zic. Da, cred că da, clădiri așa cumva impunătoare cu foarte multă suprafață vitrată. Deci foarte multe geamuri. Poate să fie și în București, poate să fie și... În momentul de față, persoana voastră trece printr-un burnout, ce să vă zic. Adică deja... mi se pare că parcă nu mai are nici grijă de el, știți? Adică până nu dă de voi,
nu știu, parcă se usucă pe el sau pe ea, parcă este în interior, arde în interior. Este blocat sau blocată în această pasiune pe care o simte și nu reușește nici cum să parcă să ajungă sau n-a reușit nici cum să ajungă la voi și este efectiv așa în momentul de față ruptă de realitate, parcă tot timpul se gândește la voi. Este o dorință care vine din inimă. Se gândește. Mie mi se pare că este foarte abătut și foarte așa, nu știu cum să vă zic, disperat. Este vorba despre a încerca pe cât se poate să fructifice absolut tot din relația aceasta. Se bazează foarte tare pe a scoate la suprafață toate părțile bune a acestei relații, pentru că numai așa cred că poate să vă atragă atenția. Dar da, să știți că sunt șanse ca, pentru că această carte a căzut așa și chiar am citit-o exact cum a căzut, după această, cum să vă zic, relație seacă, în care, nu știu, în care parcă secată, știți? În care parcă nu mai e nimic de făcut sau, cum să vă zic, chiar dacă în ultima perioadă părea că este o energie stagnantă, știți, exact ca solul uscat pe care nu mai crește nimic fertil. Pentru că a căzut așa cartea în picioare, există speranță. Pentru că există și acea apă care udă acest sol și datorită acestei ape, nu? Care înseamnă emoție, lucruri frumoase de care o să vă amintiți, încet crește această relație. Dar m-am zis, mi se pare, exact cum am spus în interiorul etalării, baby steps, așa, adică încet, încet. Întâi trebuie fertilizat solul, știți cum e, după aia pusă sămânța de iarbă și după aia crește și după aia așa o mai udăm cu emoții, cu sentimente, cu lacrimi, cu îmbrățișări și după aia mai stăm și după aia ne mai amintim și de break-up-ul acela de separare și după aia iarăși. Deci e de muncă, însă da, sunt șanse. Sunt șanse pentru că la bază există pasiune, există acea flăcăruie care încă nu s-a stins. E acolo ceva pâlpâie, dar există. Deci fără doar și poate, dacă există dorință, există și pasiune. Următorul mesaj spune felul următor: încercați pe cât se poate să nu puneți totul pe o carte, știți? Să nu mizați pe o carte, să nu riscați totul. Încercați pe cât se poate să nu pierdeți o anumită propunere pe care vă face această persoană, că s-ar putea să nu mai vreți. Ok, haideți că vreau să văd dacă veți rămâne împreună, dacă îți rămâneți împreună ce s-ar putea întâmpla și dacă nu vreți să-i mai dați o șansă. Deci dacă vreți să rămâneți împreună, dacă îi mai dați o șansă, așa, stați să întorc aceste cărți, dacă vreți să-i mai dați o șansă, ok, ce s-ar întâmpla? Întotdeauna energia feminină va sta cumva în block start, așa. Întotdeauna îi va fi teamă că va fi înșelată, că va fi părăsită, că există ceva care, așa, ca un soi de pocne de degete și îi desparte din nou. Aici vorbim chiar despre o persoană care este în jurul la vârstă de 38-41 de ani, posibil, energie feminină și mai mult, despărțiți de 6, 8, 10 luni, un an și 8 luni, un an și 10 luni, sau poate să fie și diferență de vârstă, 8-10 ani. Dar ea cumva știe că dacă cumva parcă simte așa energia feminină că
ar pune piedici în ideea în care îi e rău, simte că nu este bine, simte în aer că această persoană se întoarce și va propune și va găsi calea către ea. Uite, avem și un rac, dita mai racul, îi va propune cumva să revină, însă crede că mai bine nu, pentru că o va durea până nu o va mai durea. Doare până când nu mai doare. Cu cât cumva nu luați legătura, ea se înfrânează foarte tare, ea pune piedici și ea nu mai vrea. Și atunci consideră că cu cât nu vorbiți, cu cât nu vorbește cu el, cu cât rămână în acest blocaj comunicațional, cu atât lucrurile se risipesc ușor, ușor, până la a dispărea cu totul și ea consideră că nu merită acest risc. Ea. Deci din partea energiei feminine, mai mult este vorba despre această situație în care ea preferă să nu mai riște. Pentru că știe, simte prin toți porii că va ajunge în același punct. Și atunci preferă să nu răspundă la mesaje, să primească acele mesaje, dar să nu răspundă la mesaje, nici la promisiuni, nici la compromisuri, nici la propuneri, nici la oferte, pentru că, ok, îi este greu, este mulțumită oarecum că această persoană s-a trezit la viață și a conștientizat, dar posibil să fie prea târziu pentru el. Și atunci ea consideră că doare până nu va mai durea în foarte multe cazuri. Persoana despre care vorbim s-ar putea să fie artist sau artistă sau, nu știu, scriitor, scriitoare, pictor, pictoriță. Îi place să picteze, îi place să sculpteze, îi place toată partea aceasta de toată partea artistică sau să cânte la un instrument, de exemplu, cu coarde, cine știe. Și aici există o aluniță, nu știu cine o are, sau aici tot văd un bărbat chel în foarte multe situații. Pentru că s-ar putea ca la voi așa să fi decurs lucrurile. În momentul în care erați pe punctul de a avea o relație, parcă se întâmpla ceva și la mustață relația se ducea pe apa sâmbetei și nu mai aveți forță, nu mai vreți, nu mai puteți. Mai bine să vă vedeți de treabă, ați spune foarte multe dintre dumneavoastră. Acum dacă, să spunem, este evident că nu-i mai dați nicio șansă, persoana aceasta va insista. Aici este vorba despre dorința de a avea un nou început după un abandon. La ea stă cheia rezolvării acestei situații. Adică energia feminină este cea care va hotărî finalmente dacă va începe un nou capitol al vieții ei împreună cu acest bărbat sau nu. Dar, există posibilitate de nou început după acest abandon cu vești, primiți vești, doar după ce ea se vindecă. Este această corolă de lumina lumii, corola aceasta de deasupra capului ei. Deci doar atunci ea posibil să își deschidă încă o dată ușa sufletului său, să fie deschisă, dar până nu se vindecă, până nu există iertare, până... Deci de asta spunem că este anevoioasă, doar că este bine că acest bărbat insistă, adică nu o lasă și este determinat să o recucerească, să o aibă înapoi. Greu, anevoios, dragostea se câștigă, ca și respectul, așa că nu scăpați foarte ușor de această persoană. Conștientizări, iertări, fiecare în dreptul lui simte ceea ce trebuie să facă, eu sunt convinsă. Vă doresc, dragii mei, să aveți un weekend absolut minunat, să aveți parte de nu numai de căldură sufletească, să fie și soare afară, dar cel mai important este să avem soare în suflet. Încă o dată, la mulți ani tuturor celor care sunt care au aceste nume, Mihai și Gavril, vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă urez să aveți aniversare plăcută, în sfârșit, cât a mai rămas din ea. Eu vă mulțumesc extraordinar de mult dacă v-ați rupt din timpul vostru pentru întâlnirile noastre, dacă nu, bucurați-vă de fiecare clipă, să primiți cât mai multe flori și cât mai multe pupicuri, dragii mei și dragile mele. Să aveți un weekend plăcut, vă iubesc și distracție plăcută în continuare. Numai bine! La mulți ani!